Și vă prezint invitații alături de mine, doamna Ana Birceal, candidată independentă la alegerile prezidențiale și fost ministru al justiției. Și, bună seara! De asemenea, domnul Emilian Isăilă de la spotmedia.ro. Mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc pentru invitație. Se întâmplă lucruri ciudate. Vom vorbi și despre secția specială pentru că aveți legătură directă cu secția specială. Erați ministru al justiției în perioada respectivă și aș vrea să lămurim. E o propunere care probabil dă foarte bine la public și a fost introdusă, bănuim, în principal în acest scop. Dă foarte bine. Sunt foarte mulți oameni care spun dacă judecătorii au trimis oameni nevinovați în închisoare, ar trebui ei să plătească pentru această greșeală. Și au fost câteva cazuri, într-adevăr, foarte cunoscute în justiția românească. Cazul Țundrea și altele de genul acesta. Dar cum se pune problema și cum ar putea să fie implementată în România răspunderea magistraților? În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Mi-aș fi dorit ca în materialul dumneavoastră să menționați și bătălia grea din 2019 pe care eu am dat-o împreună cu partea bună din CSM când mă luptam cu partea toxică din justiție și când de 9 ori cu votul meu ca ministru care mi-a adus nu știu câte remanieri, cereri de remaniere, am blocat înființarea acelei secții speciale. Deci secția n-a fost desființată în 2000, acum 2 ani de zile, ci a fost blocată atunci în 2019 pentru, cu votul meu de ministru, pentru că în acea secție, așa cum era ea modificată prin competențe, se dorea practic îngroparea tuturor dosarelor de corupție și eu nu am putut să permit acest lucru. Acum, revenind la ce am auzit mai devreme, sigur, când nu știi carte, copiezi de la alții și nici măcar nu ai decența să spui. Și eu mă confrunt cu acest lucru, că văd că toți ceilalți contracandidați fură idei din programul meu. Eu sunt singurul candidat care încă din 18 iunie mi-am asumat ca justiția să fie primul meu pilon și acolo am spus în stat corect și cred că dacă intrați acum pe pagina mea de Facebook, o să vedeți acolo câteva cartoane. Exact, asta este. Și să le rulăm, că începem cu stat corect, în care eu spun acolo de pe pagina inclusiv răspunderea profesională a magistraților, pentru că este necesară o răspundere profesională a magistraților și pentru asta trebuie o lege serioasă. Nu există această lege în acest moment și eu vă dau două exemple pe lângă cele pe care le-ați mai menționat și dumneavoastră și pe care publicul le știe. De exemplu, am avut cazul Colectiv 2, da? Cu faimoasul Avem de Toate. Păi, procurorul de caz a anchetat 8 ani de zile și la sfârșitul celor 8 ani de zile tu ai dat ordonanță de clasare și eu i-am cerut procurorului general să infirme și după aceea în instanță să ne uităm la dosarul Pascu, de exemplu, când judecătoarea habar n-avea ce este în dosar. Deci, în programul meu, eu mi-am asumat așa, o justiție funcțională, pentru că dacă n-avem justiție funcțională în această țară, nu avem nimic. După aceea, legea aplicată tuturor. Nu mă interesează cine ești, de unde ești, cum te cheamă, legea trebuie să fie pentru toți. Eu mi-am asumat, tocmai pornind de la bătăliile din 2019, cu corupții, pentru că domnul Isaila știe aici, că știe foarte bine justiție. Eu nu mi-am putut închipui că în situația actuală, în acest an, avem o situație din justiție mult mai gravă decât în 2017-2019, de exemplu, da? Cu dosare care se închid în instanțe, fie că ți-au fost eliminate probele, fie că a intervenit faimoasa prescripție specială, etc. Sau stau cu ani în camera preliminară. Deci, am spus fără special, fără prescrieri. Eu mi-asum fără prescrieri pentru actele de corupție, da? Recuperarea banilor furați, pentru că în 2020 eu am trecut în calitate de deputat independent. Da? Apropo, ce poate să facă un deputat independent sau un președinte independent de care are nevoie România, am trecut legea confiscării extinse a averilor ilicite. Deci avem lege, fiecare leu trebuie furat. Și apropo de secția, când cineva copiază și nu știe carte, cum am spus, ar trebui să uite cum trebuie. Eu propun o secție cu competențe specializate în care să fie judecate sau de competența acestei secții să fie cazurile mari istorice. Revoluția, Mineriada, Colectiv, 10 august, dosarul Ursu, pentru că aceste dosare
au un impact asupra întregii societăți, nu numai între părțile din dosar, pentru că subminează încrederea oamenilor în justiție, care trebuie să fie un act de serviciu public. Și pentru asta mă lupt eu. Sigur că mă uitam că ceilalți contracandidați, niciunul nu are acest pilon important atât de detaliat cum îl am eu, nici nu-i avantajează dacă ne uităm. Bine, și la Sibiu. Bine, a fost ministru al justiției, așa că, e adevărat că aveți altă înțelegere. Da, dar un candidat la președinție trebuie să garanteze că legea este respectată în această țară, Constituția este respectată și eu cred că pe lângă cei 20 de ani de experiență și expertiză la nivel înalt în diplomație și relații internaționale, faptul că eu sunt școlită nu numai în România, dar la cea mai bună facultate de drept din această lume, masterat și doctorat luat pe bune, să știți, și învățat carte la timp, că la noi, știți, avem vorba aia din bătrâni, ai carte, ai parte, și eu cred că educația în această țară trebuie să fie respectată și apreciată. Deci faptul că eu am această experiență vastă în justiție și că am fost în bătălii grele. Eu mi-am asumat în 2019, când toată lumea era pe capul meu. Eu atunci am luat de una singură și cu dumneavoastră, jurnaliștii și românii care au fost în stradă, în interiorul granițelor și în afara granițelor, să ne apărăm țara. Și asta am făcut atunci. Eu am arătat românilor că se pot baza pe mine ca în momente grele să mă lupt cu toată lumea singură împotriva tuturor, exact cum sunt și acum. Deci garanția studiilor mele juridice și experienței mele de peste 20 de ani în justiție este că am această competență să fiu un președinte care să le apere românilor interesele, nu să fiu eu interesată ce interese sau ce grupuri de interese mai e într-un partid sau altul, să știți. Vom vorbi și despre grupurile de interese și aș fi curioasă și eu personal ca jurnalistă de ce părere aveți dumneavoastră despre cazul Șoșoacă. Faptul că a fost respinsă candidatura dumneei de către Curtea Constituțională a fost o chestiune fără precedent și sunt curioasă să aud părerea dumneavoastră. Înainte de asta însă, dacă tot am vorbit despre Simion și despre Șoșoacă și despre propunerile altor candidați, care crezi, Emilian, că este în acest moment opinia românului vis-a-vis de justiție și vis-a-vis de DNA, o instituție care a fost extraordinar de vizibilă ani de zile? Era chiar acel slogan, DNA să vină să vă ia. Da, da. Nu mai e, nu-și mai dorește nimeni chestia asta acum, pentru că e foarte neclar, așa pare a fi, neclar ce se întâmplă inclusiv la DNA. Păi, cum să zic, acum noi ca societate și justiția ca sistem ne arătăm adevărata valoare, pentru că în lipsa MCV-ului, acel celebru MCV, adică un raport făcut de Comisia Europeană care din timp în timp îți arăta realizări și ce mai ai de făcut, am făcut noi singuri și am făcut totul praf. Adică, în opinia mea, aș vrea să o contrazic pe doamna Birchel aici, dar cred că situația din sistemul de justiție acum e mai proastă decât cea din 2017, pentru că, pur și simplu, așa ca jurnalist, dar probabil ca și om, persoană din public, cele mai multe știri vezi cum se închid dosare, cum dispar probe din dosare, cum se anulează probe, cum condamnări, cum prescripția face ravagii în continuare. Deci pentru mine, cum să zic, că nu mai funcționează DNA-ul, păi de ce să funcționeze? E politic, totul ei funcționează în momentul ăsta la comandă. Crede românul că DNA funcționează la comandă? Da, eu cred că crede și este. Asta vă spun din discuțiile pe care le-am cu oameni normali și așa. Nu numai că, dar senzația oamenilor este că atâtea dosare, hai să zic eu, montate politic cât avem în campania asta, n-am avut niciodată. Adică cu arestări, cu descinderi, cu tot felul de lucruri de azi, cu primari care sunt arestați în ultima zi de mandat și așa mai departe. Ori sunt tot felul de plăți de poliție prin intermediul justiției, ori se fac și se montează tot felul de, în fine, hai să zic eu, acțiuni care au o finalitate mai mult sau mai puțin politică. Deci asta e percepția. Și pot să vă dau exemple, dar sunt, cum să zic eu, opinii. Poți să scrollezi Facebook-ul doar și să vezi care e opinia oamenilor, e fără doar și poate. Vă rog. Păi da, tocmai de aceea spuneam că este absolut esențial și eu mi-am asumat din 18 iunie când am prezentat programul meu prezidențial, primul pilon este justiție. Dacă legea nu funcționează, dacă legea nu e aplicată pentru toți,
Dacă nu aduci acasă fugarii ăia, nu așa, sigur trebuie să-i aduci pe toți, dar să mă ierte, doamna actuală ministră, parcă e pe, la Otopen, pe peronul de sosiri și spune așa la câte o găinărie, nu domnule, ăia mari care huzuresc în diverse vile cumpărate sau închiriate cu banii furați românilor. În deci cazul unora a fost transmisă de instanța de acolo tot solicitarea României. Înseamnă că România nu și-a susținut punctul de vedere așa cum trebuie. Dar eu cum am realizat extrădarea lui Mazăre într-o zi și jumătate, când eram ministru și cu toată presiunea, că eu am fost singurul ministru din această țară, cred, care n-a avut odată un secretar de stat pe toată perioada mea. De ce am avansat în toate celelalte cazuri de extrădare și, și să aduc fugarii aici? Care să fie explicația? Păi, da, când știi carte și când îți asumi și când ești ministrul justiției României, da? Nu a unui grup de interese sau a unui partid. Pentru asta că e o acuzație. Nu este o acuzație. Apropo de un grup de interese, trebuie să veniți cu probe. Păi, un grup de interese din anumite partide. Păi stați puțin că despre asta este vorba. Judecăm realitatea din justiție. Păi eu în 2019, așa cum am fost lăsată de una singură, uitați pe prescripție. Eu am lăsat în minister o analiză a tuturor deciziilor CCR-ului și am spus, vă rog foarte mult, modificați legea. Și au făcut-o abia după 2 ani mai târziu și dacă vă uitați în nota de fundamentare o să vedeți că fac referire la grupul al meu de lucru din 2019. Credeți că ne dorim să-i aducem înapoi sau că reprezentanții României în acele procese, cum a fost ultimul, cel mai recent, da, cu prințul Paul, așa, au respins extrădarea? Păi nu, de ce credeți că au respins? A greșit Ministerul Justiției. Doamna Gorghiu, dacă mă întrebați punctual pe acest caz, dacă acum dăm search pe internet, o să vedeți că a admis că România a pierdut extrădarea prințului, așa că nu pot să-i spun eu prinț de România, că mi se pare că murdărește numele României, care este recunoscut, prinț, da, așa, da. O pierduse prin noiembrie anul trecut și numai după ce am solicitat eu public să confirme, a ieșit și a spus, a, da, s-a pierdut. Deci sunt grave neglijențe, ori din neștiință de carte, pentru că nu există știință de carte, sau din dezinteres. E din nou acuzație gravă, că totuși vorbim de ministrul justiției. Știți este înspăimântător dacă un ministru al justiției nu știe carte. Hai să vă spun un lucru. Nu vreau să fac acum, că nu despre asta e discuția, dar în orice țară din această lume, când cineva propune un proiect de lege între Sfântul Nicolae și Crăciun, ca unic inițiator prin care practic lăsa să se execute la domiciliu toate infracțiunile până la 7 ani de închisoare, asta însemna vreo 2/3 din codul penal, nici n-ar trebui să mai fie la ușa Ministerului Justiției, nu să conducă ministerul. Și mi-asum și acea inițiativă legislativă a doamnei Gorghiu n-a trecut, pentru că am oprit-o eu cu oamenii cinstiți și de bună credință din această țară. Dar revenind acum la activitatea din justiție. Și la cazul Șoșoacă. Și la... Bun. Acum, sincer, pe mine nu mă îngrijorează și nu pot să spun că îmi pare atât de rău că doamna Șoșoacă nu candidează. În schimb, pentru că, din punctul meu de vedere și pentru mine e un mare semn de întrebare, de exemplu, de ce parchetul nu s-a autosesizat când însa, practic, făcea abuz de putere și spunea, intru peste voi că eu sunt senator. Bun, și dacă ești senator, ce? Îți dă dreptul să intri oriunde, oricând, așa? Din punctul meu de vedere, acolo este, sunt un lanț întreg de infracțiuni. Asta e pe de o parte. În schimb, ce a făcut CCR-ul este inadmisibil pentru că creează un precedent foarte periculos. Și iarăși mă întorc la ceea ce spuneam eu în 2019 și nu este laudă de sine, dar eu cred că toți candidații la președinție trebuie să vină în fața oamenilor nu numai cu adevăratul CV, dar și ce au făcut, domnule, și ce vor face concret. Deci eu din 2019 spun că trebuie modificată legea 47, legea de funcționare și organizare a CCR-ului, prin două aspecte. Și în 2021 am insistat, iar actualii lideri ai USR-ului ar trebui să ia o pauză și să aibă decența și să tacă. Pentru că dacă iarăși dăm search pe internet și cei care se uită la noi o să verifice, dar să mă creadă pe cuvânt că am acest obicei de a spune adevărul și am asumat și lucrurile grele. Deci în 2021 spuneam
absolut disperată. Modificați legea 47. În ce fel? Deci, două aspecte. Unu, 10 ani înainte de numire, să nu fi fost membru al niciunui partid. Mie nu-mi spune... Vorbeți de judecătorii CCR. Exact, membrii CCR-ului. Deci legea 47 este legea de funcționare și organizare a CCR-ului. Deci cu 10 ani de zile înainte de numire la CCR, să nu fi fost membru al niciunui partid politic. Domnule, nu-mi spuneți că nu găsim în țara asta 9 minți luminate de juriști. Păi de acum vine, vine Marcel Ciolacu și spune, domnule, ne-ați cerut magistrați, toți sunt magistrați la CCR. Nu, magistrați, dar eu spun aceste condiții care ar fi lăsat CCR-ul să funcționeze așa cum trebuie. Și a doua modificare, haideți să stabilim o dată și să clarificăm competența CCR-ului. Da. CCR-ul nu e analist politic, nu este comentator politic și nu are dreptul să supralegifereze. Da? Dacă aceste lucruri se realizau în 2021 și marele ministru zero userist, știți ce îmi răspundea? Nu, domnule, nicio grabă. Și eu îi spuneam, domnule, pune una pe carte, că nu înțelegi nimic din ce spun eu. Pentru că în 2022 ai avut următoarele 3 numiri la CCR. Și dacă le-ai fi numit pe aceste criterii, astăzi ai fi avut o altă majoritate în CCR. Dar cum a fost blocat politic? E o opinie proprie de asemenea pe care vă asumați la adresa. Adică lăsa... Sunt fapte, eu ce vorbesc aici? Da, credeți că lăsa Klaus Iohannis pe ministrul justiției, care ar fi fost atunci să modifice legea? Stați puțin, asta că nu m-a lăsat altcineva, la mine nu se verifică, pentru că eu am fost bătăioasă și eu atunci n-am avut nici măcar un partid în spate. Dar nici măcar n-a inițiat proiectul de lege. Da, asta deci, asta nu că nu m-a lăsat X sau Y, dar dacă inițiai proiectul de lege, vă spun eu ce făceați. Ce putea să facă? Cum am mai făcut eu cu alte proiecte de lege când știam că nu am susținere? Le treceam în guvern ca și proiecte legislative, le aprobam în guvern și după aceea le trimiteam în procedură de urgență în Parlament. Și așa le-am trecut. Deci, cu alte cuvinte, dacă știi carte și ești determinat, pentru că noi, în momentul de față, știți care este marea problemă? Că ne întoarcem de la prima parte a discuției. România este capturată în acest moment de corupția organizată, de politica furtului, de politica jafului, a achizițiilor cu dedicație din bani publici, da? Și politica aranjamentelor. Și tocmai de aceea eu sunt atât de determinată ca împreună cu românii cinstiți și de bună credință din această țară și din afara granițelor să spunem odată stop, ajunge. Pentru că altfel o să avem o țară care o să fie deșertificată exact de cea mai importantă bogăție, resursa umană. Apropo... Pentru că oamenii în momentul de față pleacă din această țară pentru că nu-și mai văd niciun viitor în această țară. E adevărat și unul și dintre motivele este inclusiv lipsa încrederii în justiție, exact. În da. Sistemul Corect. De stat, da. Cu tot ce ține da. El de sănătate, de da. Apărare. Dar, dincolo de asta, apropo de aranjamentele care se fac pe sub masă, așa în ghilimele, tocmai ce s-a întâmplat, nu întâmplător am vorbit despre cazul Șoșoacă, despre ce se întâmplă acum cu domnul George Simion, că sunt din ce în ce mai multe informații în legătură cu o posibilă colaborare, o posibilă discuție, inclusiv aici la noi pe B1 TV, ieri Diana Șoșoacă spunea că i s-ar fi cerut să se retragă, deci sunt tot felul de informații care apar, evident, sunt pe surse, nu au cum să fie probate, dar chiar și dacă ele nu s-au întâmplat, ele rămân în mintea multora și sunt foarte mulți oameni care îi susțin ori pe George Simion, ori pe Diana Șoșoacă și care vor rămâne cu această idee că a fost păi o lucrătură și mulți, da, mulți alții, evident, că vor rămâne cu această idee că a fost o lucrătură la aceste alegeri, tocmai ca să iasă cine trebuie în turul 2. Păi, ideea e că această percepție e foarte greu de scos acum de pe piață și e foarte periculoasă. Ce putem spune că, într-adevăr, PSD-ul a avut o strategie și, nu știu, oare în continuare, nu mai știu ce fac cu ea acum, că pentru că au început să se uite pe cifre și s-ar putea ca Simion să câștige și cu Ciolacu în finală și au început să se sperie. N-a fost bine nici. Păi nu e bine, păi normal, pentru că din moment ce toată lumea se revoltă și își dă seama că la mijloc e ceva necurat și își pierd încrederea, o să se întâmple două fenomene în momentul în care... ai Marcel Ciolacu și George Simion în final. Îi mobilizezi pe cei care sunt pro-Simion și vin la vot și îi demobilizezi pe ceilalți care sperau PSD-ul că vin ca să oprească extremismul. S-ar putea ca de data asta oamenii să nu mai înțeleagă și să fie furioși pe acest aranjament și să nu mai vrea să oprească extremismul, în ghilimele, ceea ce e foarte greșit.
Pentru că în momentul în care vezi că nu ai niciun sprijin ca să oprești extremism cu adevărat, cum se spunea și doamna Bircel aici, că puteai să faci o grămadă de lucruri înainte să ajungi la CCR ca să oprești pe Șoșoacă și pe Simion de asemenea, că nu trebuie să oprești pe Șoșoacă, dar pe Simion să lași, pentru că amândoi sunt la fel. Adică ori... Vă rog. Ce este în motivarea aceea a CCR-ului? E de competența parchetului general. Normal, păi da. Parchetul general până la această oră și eu am întrebat și întreb încă o dată public. Cum să facă să se autosesizeze? Păi da, nu, stai un pic, Irina, că au fost plângeri penale, cum să, deci, să se autosesizeze? M-ați întrebat, deci, cu ochiul juristului. Dacă te uiți la, și Diana Șoșoacă a zis-o, dar știm foarte clar, deci Diana Șoșoacă pentru anumite tipuri de comportament a avut plângeri, puteai să începi de acolo, nu? Exact. Nu te oprea nimeni să anchetezi, să mergi mai departe. Păi, gândește-te, a mușcat un jurnalist străin în birou. Există un dosar. Vedeți dumneavoastră, această campanie prezidențială, cea mai importantă în ultimii 20 de ani, pentru că este pentru prima dată când ai alegerile prezidențiale împreună cu alegerile parlamentare. În loc să stăm să discutăm despre programe, despre ce spune fiecare candidat, să avem dezbateri, sigur, toți fug de dezbateri. Domnule, eu mă duc la orice dezbatere. Uite, pe doamna Lasconi de două luni de zile o rog să vină să avem o dezbatere aici la dumneavoastră, da? Sau cu oricare, și cu domnul Ciucă, și cu domnul Ciolacu. Păi abia a început campania. Păi, da, nu. Hai să fim serioși acum, da. Bine. Poate? Uite, poate organizează, da? În loc să avem dezbateri, să avem să ne contrăm pe idei, avem ce? Show? Și e Batista asta pe țambal, iar oamenii sunt resemnați din ce în ce mai mult. Și avem această boală a resemnării, tocmai de aceea eu spun să ne facem mai bine și este determinarea mea că nu m-ați întrebat de ce candidez. Am scăpat de această întrebare. O să vă întreb și asta, dar voiam să vă mai întreb ceva. Un motiv pentru care candidez este să arătăm că se poate vota și mai bine. Pentru că această țară să se facă bine de această boală a resemnării, că trebuie redată încrederea nu numai în justiție, dar în toate instituțiile, pentru că parcă avem așa o disoluție a autorității statului român și este foarte periculoasă că suntem în mijlocul unui război hibrid. Da. Și asemenea voci care au posibilitatea să vină în Parlament și să îți obțină un procentaj mare, să știți că este foarte periculos și eu fac apel la oamenii responsabili din această țară, care fără să-și dea seama, sau poate voi, sau poate din neglijență, continuă acest narativ al Rusiei. Da? Doar pentru că trebuie să facă un breaking news. Nu. Sigur, eu mi-asum. Eu totdeauna am fost politicianul care s-a remarcat prin fapte. Eu n-am venit să mă dau mare la televizor ce o să fac. Și invit pe cei care se uită acum la noi să intre pe anapreședinte.ro și o să vadă acolo exact și adevăratul meu CV și ce am făcut eu. Dar nu putem să continuăm să avem show politic și să nu discutăm despre deficit. Să nu discutăm ce se întâmplă la anul. Da? Ce avem? Da. Declarațiile lui unul... Ce se întâmplă la anul este sub capitolul Doamne Ferește, dar... Hai bună asta, nu da. Slavă Domnului, ci Doamne Ferește. Dar, vedeți dumneavoastră, tot acest show care e făcut de unii și de alții, știți, ok, poate să fie un show de consum, da? Pentru divertisment. Dar realitatea o să ne coste la anul și o să decontăm cu toții această distracție este foarte dacă posibil. Nu o să fim foarte este atenți. Foarte posibil. Dar, dincolo de asta, nu am cum să nu vă întreb. Apropo de show și apropo de lucrurile care se discută așa în spatele ușilor închise. Aveți experiență în politică. Îl cunoașteți inclusiv pe domnul Hrebenciuc. E mâna domnului Hrebenciuc? Să știți că eu pe domnul Hrebenciuc nu-l cunosc, așa cum nu cunosc foarte mult. Să măcar faima dumneavoastră. Când spun că nu-l cunosc, că n-am fost în cercurile alea. Eu și când eram în PSD, eu din 2019 nu sunt membru al niciunui partid politic și sunt cu adevărat singurul candidat independent. Restul care se dau așa independent sunt păcălici, pentru că sunt fie garantați... Adică și Mircea Geoană? Nu numai Mircea Geoană, dar și Diaconescu și cine mai sunt acolo, că sunt garantați Vanghelie, iar Diaconescu a fost prin trei partide, începând cu Oprea și cu cine a mai fost. Deci, faptul că se discută din nou în 2024 despre Hrebenciuc, da. Să știți că este foarte toxic pentru această țară. Dar credeți că e mâna lui acolo? În același e și trist, ne facem în timp, să știți. Știți că și moda revine până la urmă. Da, haideți. Nu, moda care avea eleganță, să știți așa, adică nu. Și deci... chiar și aia, când e moda retro, mai
facem ceva la ea să pară cât de cât. Ce se întâmplă? Un accesoriu mai nou? Da. Păi nu, dar... Păi e, George Simion, știți ceva? Uite, mi-ați dat o idee. Pe lângă ce vă spuneam mai devreme, că avem o țară capturată de corupția organizată, politica furtului, jaf prin achiziții publice, mai spun încă una. Politica aranjamentelor. Tocmai de aceea e important să nu avem în fruntea țării un președinte care să fie exponentul acestor aranjamente. De când a început campania? Nu, de când v-ați anunțat candidatura, mai bine spus? 18 iunie, da. Ați fost abordată de cineva dintr-un alt partid pentru o discuție, nu știu, să vă amenințe sau să vă... Nu s-a întâmplat asta, nu? Nu. Okay. Dar în același timp, din 18 iunie... foarte puține televiziuni și dumneavoastră m-ați invitat și vă mulțumesc. Restul au avut un boicot la adresa mea inimaginabil și acest lucru este foarte periculos pentru democrație. La 35 de ani, eu cred că este dreptul fiecărui român să știe cine candidează, care este CV-ul candidatului și ce are de gând să facă. Iar această practică de a plăti o parte a mass-mediei din banii publici primiți subvenții în fiecare lună, nu este în regulă, să știți. Este iarăși parte din acest hibrid. Dacă totul se desfășoară în mod legal, dacă sunt până la urmă... Probabil că legea e de vină, pentru că ce este legal, până la urmă, încurajează partidele parlamentare și candidații parlamentari care primesc acei bani de la buget. Da, eu sunt pentru desființarea subvențiilor. Păi știți că am mai avut și... Nu, eu nu sunt. Eu nu sunt nici pentru nici. Sunt 60 de milioane de euro. Da, sunt foarte mulți bani. Dar ideea, știți că eu apreciez B1 că m-au invitat mereu. Știți că am avut și fără subvenții și toată lumea atunci a urla că sunt bani negri, că sunt toți... Da, dar știți ce se întâmplă? Hai să vă spun eu, dacă legea în această țară ar fi aplicată, n-am avea aceste discuții în acest moment. Despre asta. Deci totul se reduce la lege. Să știți că economia României este dusă de antreprenori. Săracii sunt cocoșați în fiecare zi. Dar în altă parte avem o risipă de nedescris. Tocmai de aceea al doilea pilon al meu este o guvernare fără risipă. Trebuie să te chivernisești, să te întinzi acolo și să cheltuiești banul public. Asta e o idee foarte bună pe care o putem aplica toți. Dar în viețile noastre. Chiar și acasă. Chiar și acasă, risipă alimentară, chiar e o problemă. Pentru că mai avem puțin timp la dispoziție. Nu am cum să nu vă întreb, dată fiind legătura noastră cu Statele Unite. Urmăriți ce se întâmplă acolo și chiar știți despre ce este vorba. Nu am cum să nu vă întreb. Apropo de show, acolo avem show. Și avem Dita Mai Show cu un personaj din ăsta, de desene animate. Ei, înțeleg că e din nou pe cai mare acum și începe să crească din nou în sondaje. Care credeți că va fi deznodământul? Mai avem foarte puțin până la alegerile din Statele Unite și după spune că vine scandalul. Aoleu. Tocmai pentru că știu foarte bine SUA și eu am relații personale, așa cum am în foarte multe state, dar sigur că în Statele Unite sunt foarte multe relații personale, în toate administrațiile. Eu am fost cea care în 2019 am realizat bilaterala dintre președintele României și președintele Statelor Unite de la acel moment. Care? Pentru că Donald Trump. Pentru că era important, hai să nu vorbim de nume, vorbim de președinte, era important pentru România. Așa, după cum în calitate de vicepremier pentru parteneriatele strategice ale României, am realizat prima bilaterală în Departamentul de Stat după 10 ani. Știți de ce? Că mie nu mi-a plăcut să mă dau în poze, că eu n-am nevoie să mă dau în poze, că am aceste relații. Și iarăși, un lucru important pentru președinte... Dar spuneți-ne cine câștigă acum. Nu te califici la locul de muncă, apropo ce trebuie să facă președintele României, și important să ai aceste relații personale, pentru că diplomația mereu s-a făcut pe relații personale. Indiferent cine câștigă, pentru România este foarte bine, cu o mare condiție, ca România să joace, ca România să-și ia rolul în serios internațional, să joace regional, să joace și în Uniunea Europeană și să joace și internațional, pentru că această țară poate să joace și asta înseamnă să ai un președinte, așa cum spun eu, că sunt capabilă să stau la masa deciziilor, nu să mi se comunice deciziile. Deci, iar pentru România, acest parteneriat strategic pentru Statele Unite, cu Statele Unite, la care am contribuit și eu de-a lungul timpului să se consolideze și să se dezvolte, este, din punctul meu de vedere, unul dintre cele mai importante, dacă nu cel mai important parteneriat pe care România îl are. Și noi considerăm la fel. Și trebuie să avem grijă, dar știți, trebuie să avem grijă totuși de acest război
hibrid din regiune și atenție, inclusiv pot să spun acum, nu vă supărați, de idioții utili din toate domeniile, inclusiv din politică, pentru că suntem în acest mijloc. Știu că e un sintagmă folosit cu ghilimele, da. Exact, deci asta spun. Un prognostic. Trump sau Kamala Harris? Mi-e greu să spun, dar totuși dacă mă uit cu atenție pe sondaje, încă Kamala Harris are un mic, mic avans, deși, exact cum spuneai tu, în ultimele zile situația s-a strâns. Da, sunt sondaje de zim de azi? Păi nu, ultimul sondaj cel mai mare i-a dat la nivel național egal, e vorba de New York Times Siena, dar în statele cheie unul are un mic avans. Se poate se schimba, mai sunt 10 zile. Deci, dar se poate să avem încă o situație, știți că acolo sistemul este, poți să ai votul popular și totuși păi pe elector nu, să elector, nu... Da. Să păi nu, nici nu se pune, știți, vorbim da? De elector adică aici, sunt 7 state cheie. Se joacă, dar indiferent de rezultatele din alte țări, este important pentru România să nu mai aibă politica externă luată prizonieră pe persoană fizică pentru interesele personale. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Punem punct aici discuției pe această temă pentru că acum continuă jurnalul orei 20 cu alte subiecte. Scandalul intern